Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o citire etalare pentru cei născuți în zodia Capricornului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în Capricorn pentru luna martie 2019. O să încerc să fiu mai rapidă, dar dacă nu reușesc, asta e. Vom vedea cum se leagă lucrurile. Voi începe să citesc cărțile de oracol care au venit să-mi confirme și ele și celelalte cărți o stare, acele câteva puține lucruri pe care le-am văzut, le-am simțit în perioada de meditație dinainte de a etala aceste cărți. Pentru unii dintre cei născuți în zodia Capricornului, sunteți la o răscruce de drumuri în carieră, unii dintre voi, sau, dacă nu în carieră, în viața voastră, trebuie să alegeți ceva, o cale foarte importantă. Simt că am mai multe cărți etalate, nu doar acestea două. Simt că ați trecut printr-o perioadă sau sunteți în continuare într-o perioadă în care e momentul să decideți, să lăsați în spate ce nu v-a prit și să vă concentrați pe lumină și dragoste. E un timp de decizii care se manifestă, timpul nu se manifestă într-un minut, într-o oră, cum ne-am obișnuit noi la locul de muncă. Se manifestă într-o manieră mult mai fluidă, poate să fie o lună, poate să fie un an. E o perioadă, de fapt, da? Un timp de decizii în care trebuie să lăsați în urmă ceva. Și știu că pentru Capricorn, ca orice semn de pământ, este destul de greu. Și, în primul rând, guvernați de Saturn, iar pentru unii dintre voi care v-ați obișnuit să vă lăsați atrași de niște atașamente din trecut, va fi oarecum destul de greu să vă deschideți către lumină și dragoste. Vă spun de ce. Dar nu imposibil, evident. Unii dintre voi, repet, ca să nu uitați. În momentul în care vă veți deschide către lumină și dragoste, pentru că am simțit oarecum chakra inimii blocată, pentru unii, nu toți, nu toți, evident. În momentul în care vă deschideți chakra inimii, veți reuși să priviți lumina și dragostea dintr-o altă perspectivă, ca un far care luminează în întuneric. Acesta cred că este momentul de răscruce în care lăsați în urmă întunericul și vă concentrați către lumină. De fapt, este o misiune pe care toți o avem, dar la fiecare se manifestă într-un mod diferit. În momentul în care vă veți deschide inima, veți avea parte, după cum arată cărțile de oracol de aici, să vă arăt un pic că sunt mai multe, da? Veți avea parte de câteva discuții cu îngerii voștri protectori, care sunt aici, nu uitați că sunt aici, ca să vă învețe niște lucruri. Poate veți avea aceste discuții în somn, prin vise, poate veți avea niște momente de inspirație, ar fi bine să le scrieți, pentru că îngerii sunt în jurul dumneavoastră și în jurul nostru ca să ne învețe. Aveți și teachings. Poate unii dintre voi, după ce veți fi scris tot ce primiți de la îngeri, veți învăța pe alții la un moment dat, că tot aveți schimbare de carieră. Probabil acum este momentul, dar manifestarea va veni în timp, pentru că tot aveți spiritual teacher, da? Profesor spiritual, unii dintre voi. Este o cale care acum începe să se manifeste. Repet, unii dintre voi veți putea comunica cu îngerii voștri, mai ales cu Mercur retrograd în zodia peștilor. Dacă nu greșesc, peștii, pentru marea majoritate a celor cu ascendent în Capricorn, ar reprezenta casa a treia comunicării, da? Capricornii pot fi foarte spirituali când vor, când se detașează de material. Tot îngerii vă pot învăța să vedeți noi opțiuni în jurul vostru și să le vedeți în lucruri care până acum nu le-ați considerat valoroase, inclusiv cărțile de tarot, de oracol, dar nu doar. Nu doar, poate și natură, în toate semnele pe care le puteți primi de la îngerii voștri, prin lumină și prin dragoste, veți fi ghidați.
Și printre toate aceste opțiuni, aveți o parte dintre voi de studiat despre ce? Despre familie. Despre familie. Aveți aici familie, da? Și study. Va trebui să studiați despre noțiunea aceasta. Familie. Poate să fie familie spirituală. Poate să fie familie materială. Poate unii dintre voi trebuie să vă transformați ca să materializați acest concept de familie. Mă refer la cei care nu sunt căsătoriți încă sau sunt într-un moment de decizii, cum am spus. Aveți schimbare de carieră. Repet, se poate manifesta în timp. Aveți spiritual teacher, aveți pe cineva, vine în preajma voastră sau prin aceste mesaje de la înger, primiți niște învățături fantastice spirituale care vă pot transforma într-un viitor, nu știm în cât timp, evident că nu într-o lună. Măcar dar fi într-un an, pentru că aceste procese durează, aceste transformări durează. Aș zice minim un an. Cel mai frumos ar fi, cel mai rapid. Să deveniți profesor spiritual, dar simt că majoritatea vă veți întâlni cu un profesor spiritual în 3D, în 5D, rămâne de văzut. Vorbiți cu îngerii voștri, pentru că acest profesor spiritual e aici să vă ajute în schimbarea voastră, change, da? Schimbarea voastră. Repet, nu e musai să fie de carieră, poate să fie schimbarea întregii ființei voastre. E frumoasă cartea aceasta, foarte frumoasă. Vă puteți vindeca mergând la sesiuni, cursuri, seminare de spiritualitate. Și în momentul în care veți descoperi această putere vindecătoare pe care o găsim în fiecare religie, îmi place cartea că are simboluri din mult mai multe religii decât cea cu care ne-am obișnuit noi. În momentul în care vă veți vindeca, vă veți schimba cariera, viața, ființa voastră 3D, veți putea la un moment dat să manifestați voi înșivă această calitate. Dar, repet, e un viitor. Din hărți pe care le am, cele 10, o aveți pe aceasta. Despre care am mai vorbit, puteți să căutați în spate, în urmă, ce înregistrare, ce zodie a avut această carte. Poate aveți planete în acea zodie. Ideea este că sunteți chemați la o mare transformare. Am senzația că unii dintre voi trebuie să manifestați întâlnirea cu sufletul vostru geamăn. Dar înainte de asta să vă vindecați, să vă completați cunoștințele, să înțelegeți ce e aceea o familie spirituală. Repet, nu e obligatoriu să fie familie în 3D, poate să fie familie spirituală. Și familia spirituală se face având la bază două energii. Masculin și feminin, plus și minus. Cu alte cuvinte, aceste două suflete gemene trebuie să se întâlnească pentru a pune bazele unei familii spirituale. Trebuie să treceți printr-un ciclu de câte 12, da? 12 îngeri, că tot aveți talk to angels, vorbiți cu îngerii voștri, cu fiecare, sau mai bine zis, cu analizați-vă din perspectiva fiecarei zodii ca să vă puteți vedea în complexitatea voastră și cât puteți fi de divers. Dacă descoperiți că vă lipsește ceva, încercați să manifestați acel lucru cu dragoste, cu lumină, ca să vă atrageți jumătatea în viață. Acea jumătate importantă, nu, cu care puteți avea o călătorie și căsătorie de o viață, nu de un sezon. Din seria cărților care sugerează cu ce chakra ar trebui să lucrați, ați primit cartea Întunericului. Și e interesant cum a venit ca o confirmare după meditația mea.
Și nici nu am putut alege pentru cine anume este mesajul, în mod special pentru partea feminină sau masculină, cred că pentru ambele părți. Cărțile n-au vrut să iasă niciuna în evidență, da? Deci bănuiesc, simt că acest mesaj este pentru ambele părți, Capricorn sau Capricoance. Meditați la culoarea neagră sau asupra noțiunii sau culorii, dacă o puteți numi culoare, că în cultura europeană o numim non-culoare, cea asiatică o consideră culoare, negru. Meditați asupra negrului, asupra întunericului. Ce înseamnă? Negru absoarbe lumina. Probabil că, și acum avem aici un far, probabil trebuie să vă descoperiți, și o să vedem mai încolo și la celelalte cărți, lumina și dragostea după o perioadă de întuneric. După o perioadă de căutări în noapte, sufletul vostru trebuie să se regăsească. Ce înseamnă întuneric? Ce înseamnă negru? Înseamnă că toate celelalte chakre sunt închise, nu funcționează corect. Meditați asupra acestor lucruri. Evident, doar în prezența întunericului putem face observa și face diferența între întuneric și lumină și putem observa lumina. Dar oricum, aceste observații ar trebui să fie ale dumneavoastră și voi sunteți chemați să meditați asupra acestei culori, negru. Negru, să nu uităm, este culoarea lui Saturn, planeta voastră guvernatoare. Și dacă voi avea timp, poate voi și povesti câte ceva din ce am simțit în timpul meditației. În privința carierei, a banilor, a finanțelor, aveți valetul de bâte și 10 de săbii. Pentru unii dintre voi trebuie să încheiați un ciclu de dezamăgiri, poate cu cineva născut în semn de foc, poate cu cineva brunet cu ochii negri și cu pielea mai oacheșă. Dar, fiind la locul de muncă, poate după ce lăsați acest ciclu de supărări, dezamăgiri, pierderi, să zicem, reușiți să manifestați un început pasional într-un nou proiect, care vă poate, văd că aveți și asul de bâte, da, sau de treflă, care iar vorbește despre un început pasional, într-o direcție, repet. Pentru că e vorba de finanțe, de bani, poate fi un job, poate fi un proiect care vă readuce pasiunea în ceea ce faceți, poate schimbându-vă cariera după această perioadă de transformare, vă regăsiți pasiunea pentru ceea ce faceți. Repet, chiar dacă citirea este pentru martie, poate să fi început a se manifesta încă de prin februarie-ianuarie și poate continua manifestarea încă 2-3 luni, poate chiar și 6, din momentul etalării. Așa se spune. Eu vă transmit ce se spune. Din seria cărților mele experimentale aveți două cărți pe care le-am mai văzut, cred că la ultima zodie pe care căreia i-am făcut etalarea, dar aceste două cărți, Crearea Universului și Puterea, erau invers. Da? La voi sunt în poziție normală și mă bucur. Aveți patru cărți foarte, foarte intense. Cel puțin trei sunt arcane majore. În întuneric, puteți înțelege momentul acela intens de concentrare de energie în care s-a creat Universul. Cel Big Bang, dacă nu greșesc, poate fi exprimat chiar și vizual cu un moment de întuneric, după care a urmat explozia, lumina, dragostea, expansiunea. Rămâne să meditați. Deci, bănuiesc că după această perioadă de meditație, pardon, după ce comunicați cu îngerii voștri, cu lumina și dragostea, veți descoperi înțelesul. Să mai adaug că acest moment de creație a Universului s-a manifestat, printre altele, și cu o separare de energii la un moment dat. Meditați asupra lor. Probabil acum trebuie să vă adunați
toate lucrurile care s-au separat în ființa voastră spirituală de-a lungul acestui timp. Aveți puterea, aveți faetonul și aveți temperanța. Simt că totuși, chiar dacă sunteți într-un moment mai întunecos unii dintre voi, comunicând cu îngerii și cu învățătorul vostru spiritual din această perioadă, învățător, învățătoare, în fine, vă veți regăsi puterea. Veți putea să vă temperați pornirile. Pornirile reprezintă și întunericul, da? Pornirile acelea animalice. Bine, vă rog, nu vă supărați, eu doar descriu o carte. Pornirile primare, fizice. În momentul în care veți înțelege întunericul, lumina, conceptele acestea, separate și împreună, vă veți manifesta puterea, vă veți ridica deasupra impulsurilor și nevoilor materiale, nu neapărat animalice, pot să fie nevoi. Materiale, nevoi materiale în carieră, să zic, bani, dorința de a face bani, de a avea stabilitate financiară și mai puțin stabilitate spirituală, în fine. Deci, repet, veți descoperi această putere, vă veți descoperi această calitate. Poate unii dintre voi veți avea de-a face cu cineva în zodia leului, aracului sau a săgetătorului. Dar în momentul în care vă veți descoperi puterea, veți putea, Chariot reprezintă sau faetonul, cineva în zodia racului, sau acea energie din noi în care ne adunăm plusul și minusul, cei doi cai, da? Dreapta și stânga, feminin și masculin, și ne mobilizăm cu toată forța înainte. Este un semn cardinal care reprezintă acțiunea după o perioadă de stagnare, de meditație, de sedimentare, să zic. Și în momentul în care vă veți mobiliza, vă veți regăsi ce? Temperanța, echilibru spiritual. Veți putea deveni acest profesor spiritual într-un timp de. Dar până atunci trebuie să vă vindecați. Temperanța reprezintă adesea comunicarea cu îngerii, cu îngerul vostru protector, cu latura voastră divină, curățarea chakrelor, cum am zis, întunericul. Poate să reprezinte un moment în care toate chakrele sunt blocate, trebuie să le face să lumineze fiecare în culoarea lor. Interesant este că la capătul acestui set de cărți aveți valetul de Page of Earth, valetul de pământ. Începeți, puteți să puneți bazele unui proiect sau unei noi etape în viața voastră. După ce renunțați la un stil de viață care nu vă mai e prielnic. Și împreună cu ce? Cu luna. Luna iar e un semn de apă, pești sau rac. Împreună cu sau într-un moment de lună plină, poate cu ajutorul unei persoane născute în zodia racului sau a peștilor, reușiți să vă vindecați. Steaua înseamnă vindecare ca și temperanță, vindecare spirituală. Și după ce vă vindecați, vă veți da vouă înșivă a doua șansă să manifestați ceva special în viața voastră. Poate cineva în zodia racului, cineva foarte influent, foarte important, vă dă a doua șansă să faceți primii pași într-o relație, Page of Earth, într-o relație stabilă în viitor. Rămâne de văzut cum funcționează acest mesaj în viața voastră. Cărțile pe care le aveți, am un picioruș care scapă la această cameră, sunt foarte intense. Moartea, Hermitul, Cavalerul de Bâte și Doi de Cupe. Imaginea sufletelor perechi. Repet. Și simt că majoritatea sunteți într-o perioadă în care vă transformați. Acesta ar fi zodia Scorpionului, a Vărsătorului, cineva în semn de foc și cineva în semn de apă. Pești, rac, scorpion, semn de foc, berbec, săgetător sau leu. O să vă spun și despre clarificare. Dar, înainte de toate, după cum vedeți, începeți martie sau poate să începeți prin februarie cu o schimbare fantastică.
care nu știm cât timp va dura. E un proces, repet, e un proces în care vă transformați. Lăsați în urmă un lucru, lăsați în urmă întuneric. Interesant că ambele cărți sunt întuneric. Da? Dar nu orice fel de întuneric, un întuneric în care se vede totuși lumina. Da? Interesant cum se leagă cărțile, că tot ați avut să meditați asupra întunericului, asupra culorii negru. Trebuie să renașteți. Trebuie să renașteți în momentul în care vă veți renaște, chiar așa, noua ființă, cât de fragilă este, va avea nevoie de un moment de solitudine, de singurătate, în care să vă găsiți răspunsurile, iar lumina și dragostea, cum caută acest hermit, eremit. Da? Ce este interesant, că eremitul are o mare pasiune, are o mare pasiune în a căuta aceste lucruri. Și cred că unii dintre voi vă veți găsi pasiunea către spiritualitate, în cazul în care n-ați avut-o. În momentul în care veți găsi răspunsurile, măcar câteva, ele vor mai veni mult timp de acum încolo, măcar câteva, veți putea manifesta pasiune în noua direcție pe care ați ales-o. Și manifestând pasiune în noua direcție a vieții voastre, aveți șansa să vă apropiați de sufletul pereche sau chiar să vă întâlniți, poate chiar spre sfârșitul lunii martie, începutul aprilie, cu acest suflet pereche, geamăn, să zicem, pentru că l-avem pe Mercur, aici în imagine, cu care comunicați foarte bine. Dar simt că totuși o perioadă veți avea, comunicarea va fi mai rară. Va trebui să vă analizați pe dumneavoastră, să vă găsiți lumina din sufletul vostru, să renașteți, să vă găsiți lumina și apoi veți putea comunica eventual despre ce ați descoperit, vă veți vindeca comunicând și împărtășind experiențele și pasiunea, evident. Haideți acum să vă explic cum au venit cărțile, ca și explicații. Încerc să așez camera, care are câteva probleme. Trebuie să vă transformați viața, eventual, să vă regăsiți o stabilitate materială, interesant, dar nu doar materială, e un nou, un nou este spiritual, o stabilitate special în care, da, vă bucurați de ceea ce ați reușit să acumulați material, să reușit, ce ați reușit în carieră, dar comunicați cu acest vultur, cu mentalul vostru și Venus. Și manifestați dragostea într-o altă formă. Cred că unii dintre voi, o perioadă după această transformare, veți vrea să fiți singuri. Să vă analizați și să vă bucurați de toate experiențele. În continuare, după 9 de monede, aveți 3 de bâte și 6 de bâte. Este posibil ca în martie, începând acest proces de transformare, da, după acest sfârșit, o etapă care trebuie să se încheie, să moară, să ia sfârșit. Ca să ajungeți la 9 de monede, trebuie să treceți prin mai multe etape. În martie, probabil, de-abia veți începe să vedeți viitorul cu alți ochi. Da? Prin prisma luminii și a dragostei, după ce comunicați cu îngeri, după ce meditați, după ce aveți de-a face cu acest profesor spiritual, începe să vedeți lucrurile altfel. Noi opțiuni, cum am spus mai devreme, chiar unii vă veți gândi la familie, noțiunea de familie. Unii dintre voi veți vedea viitorul cu cineva la distanță, peste o apă, peste un ocean, rămâne de văzut. O persoană care poate să vină în viața voastră chiar în martie sau la sfârșit de martie, rămâne de văzut cum, o persoană victorioasă, plină de succes, pasională, încrezătoare. Dar mai e posibil ca în martie să începeți să vedeți viitorul cu alți ochi, în iunie să manifestați o victorie în acest sens și prin septembrie să vă echilibrați și din punct de vedere pământean. Hermitul a primit ca și clarificare asul de spade, ceea ce mi se pare superb. Clarificare mentală,
și este nemaipomenit. O clarificare mentală după o perioadă de căutări, după o perioadă de însingurare. Într-un fel sau altul, veți simți nevoia să vă însingurați ca să vă înțelegeți și în momentul în care vă înțelegeți, vă găsiți lumina, răspunsurile la întrebări, veți putea manifesta o nouă viață într-un mod logic, corect, victorios. Vă poate aduce și o abundență materială. Am așa senzația că vă aduce acest nou eu, vă poate aduce o abundență financiară. La un moment dat va veni cavalerul de bâte în viața voastră, în cazul în care nu sunteți voi. O persoană în semn de foc, poate cu planete în vărsător, poate mai degrabă un berbec, mai mult sau mai puțin. Sau poate sunteți chiar voi, prima zodie, da? Doar începem cu în ianuarie, da? Aveți capacitatea de manifesta. Întotdeauna am considerat că magicianul poate fi și un capricorn. Fiind prima zodie, fiind ianuarie. Poate vine cineva în viața voastră și pasiunea cu care se exprimă și pe care o împărtășește, vă împărtășește, vă vindecă și vă ajută să manifestați o nouă etapă în viața voastră. Mai există și varianta ca după ce vă găsiți răspunsurile, după ce începeți să manifestați o viață corectă, din toate punctele de vedere, unii dintre voi să vă vindecați și să vă doriți să-i vindecați pe alții, cum am spus mai devreme, interesant cum comunică cărțile. Și să manifestați această stea, să manifestați un nou eu în care aveți multă pasiune, să deveniți o persoană importantă. Și o persoană importantă pentru cei din jur, nu doar pentru voi înșivă, nu doar din punct de vedere material. Să vă doriți să deveniți acest spiritual teacher, unii dintre voi. Repet, dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva cu aceste calități în viața voastră. Spre sfârșitul lui martie sau în aprilie, unii dintre voi vă veți întâlni cu sufletul vostru geam în pereche, cu care comunicați foarte bine, o persoană în semnul de apă, mai mult sau mai puțin, oricum e o comunicare care vă vindecă. Și această întâlnire vă va schimba viața. Dar cum vă va schimba viața? Într-un mod absolut neașteptat. Și turnul și...